Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea 2 Corinteni, capitolul 4, citim 3 versete, începem cu versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Aleluia. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Aleluia. Eu nu am slujbă de evanghelist. Nu. Și în seara aceasta am cerut de la Domnul un cuvânt, de când eram acasă, pe drum, am meditat la el, ca să vorbesc fraților mei, surorilor mele, să vorbesc și prietenilor care sunt în seara aceasta aici. Și m-am oprit la versetul 18, în care Apostolul Pavel spunea, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Și aș vrea în seara aceasta Duhul Sfânt să așeze în noi prioritățile în viața care o trăim noi. Să deosebim lucrurile alese, să vedem care sunt lucrurile importante, să vedem care sunt lucrurile la care ar trebui să avem privirea noastră țintă. Și Domnul să facă lucrul acesta. Noi, frații mei, am înțeles eu din Sfânta Scriptură că există două lumi paralele. Ele există în același timp, acum sunt. Este o lume a materiei și este o lume a spiritului, a duhurilor. Și astea sunt. Lumea materiei, ceea ce vedem. Aveți o adunare foarte frumoasă, de câte ori trec pe aici, întorc capul, mă gândesc la voi, măcar că nu vă cunosc, și rostesc o binecuvântare. Domnul, cred că mă ascultă. Amin. Aveți un locaj de îngenare foarte frumos. Asta e lumea materiei, ceea ce vedem, uitați-vă, amvonul, Biblia. Asta e o lume a materiei în care trăim noi. Există o lume a Spiritului. Dumnezeu este Duh. Îl vedeți voi pe Domnul? Sunt îngeri. Îngerii sunt duhuri. Sunt demoni. Demonii sunt duhuri. Cineva vine și mă întreabă, frate Dragoș, oare există civilizații extraterestre? Știți, tot felul de fabulații. Și eu spun, măi, există. Că pe pământ există oameni, așa ca noi, iar în universul ăsta îi Dumnezeu care este. Îngeri, oștere de îngeri sunt, alte forme de organizare, de subordonare, sunt demoni, deci există. Trăim în aceste două lumi paralele. Dacă ne uităm la alcătuirea noastră, spunea Apostolul Pavel în versetul 16, că de fapt este un om de afară și este un om din lăuntru. Noi suntem doi oameni într-unul singur. Predica odată la noi un frate că pocăiții trebuie să fie tare harnici, mai harnici decât alții, că noi îngrijim și de omul de afară, că avem familie și soții și copii și nevoile noastre, dar noi trebuie să îngrijim și mult de omul din lăuntru. Avem un om de afară, avem un om din lăuntru. Apostolul Pavel spunea, comoara aceasta, 2 Corinteni 4:7, o purtăm în niște vase de lut. Care-i comoară? Și care-i vasul? Vasul de lut e trupul nostru. Ne-a frământat Dumnezeu din tine, ne-a făcut așa cum suntem, o suflat în noi suflare de viață, astfel omul a fost făcut un suflet viu, dar în trupul nostru suntem așa de diferiți unii de alții, totuși, purtăm ceva care-i o comoară. Îl avem pe Duhul Sfânt în noi, avem sufletul. Și spunea Domnul Iisus, Luca 9:23, și ce-ar câștiga un om
să câștige toată lumea, nu știu cine e mai bogat aici în Șinterea, cum se cheamă, sau în Bistrița. Dar dacă ai fi foarte bogat, să câștigi toată lumea. Eu am avut ocazia odată în America, am vizitat o peșteră în care stalamitele și stalactitele erau din diamant, din cristal, tot felul de pietre scumbe. Am spus, ce bogăție e aici! De-ar câștiga un om toată lumea, dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul, o pierdut totul în viață. Pentru că scopul final al vieții, dragii mei, este mântuirea sufletului. Amin. Petru spunea în epistola sa, capitolul 1, versetul 7, pentru că veți dobândi ca sfârșit al alergării voastre mântuirea sufletului. Când inima ta va bate pentru ultima dată, când ultima suflare va ieși pe buzele tale, când vine vremea socotelilor, dacă rezultatul ecuației acesteia, ce se cheamă viață, are un rezultat și se cheamă mântuire, ai câștigat totul. Iar dacă în finalul vieții nu ți-ai făcut rost de mântuirea sufletului tău, ești un om pierdut pentru totdeauna. De aceea spunea apostolul Pavel, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Vasul ăsta de lut e de o complexitate extraordinară. De ani, de sute, de mii de ani, oamenii cercetează trupul omenesc. Sunt laboratoare, sunt sume alocate, sunt fel de specialiști care cercetează trupul omului și mereu se miră ce înțelepciune creatoare a fost acolo. E atât de complex trupul nostru. Dar cu mult mai scump, repet, îi sufletul care ți l-a dat Dumnezeu. Un suflet pe care tu într-o zi va trebui să-l dai înapoi. Ți-ai asigurat mântuirea sufletului? Am o poveste, eu am spus-o de multe ori. Acum mi-a venit. La noi în sat era un om aproape de 2 metri de voi, mare, tare, bătăuș, condamnat la pușcărie pe 22 de ani pentru crimă sadică, din care a executat 18 ani. Vremea a trecut, omul ăsta a venit acasă, era înțelept să te ferești de el. Oamenii cam se fereau de el. Și omul a venit acasă, îl vedea de treaba lui. Când el era în pușcărie, de la noi, din adunare, a fost luat în pușcărie prezbiterul adunării, fratele Ion Eremia. O lăsat 10 copii acasă și a plecat arestat de comuniști, că nu a colaborat cu securitatea, și, pentru că era pocăit, nu a avut altă vină. Așa a dat Dumnezeu că ăștia doi bosănceni au lucrat împreună, l-a împletit coșul din uieli ce făceau în pușcărie. Și au venit amândoi acasă. La un moment dat, fratele Eremia a murit. La mormântare a venit tesatul, că era popa pocăiților, așa spuneau oamenii. Erau poate mii de oameni. Iar la poartă, la stâlpul porții, era omul ăsta, criminalul ăsta, fostul coleg de celulă. Și cineva acolo în prag a predicat de o întâmplare din Scriptură, că au plecat niște băieți să taie lemne și când a dat unul cu toporul, a sărit toporul din coadă. Și a spus, vai, domnule, era împrumutat la Elisei. Și a spus, predicatorul din prag spunea, oameni buni, noi avem un suflet împrumutat. Ai venit în lume inocent, ai venit nevinovat. Și după ani de zile, sufletul ăsta trebuie să-l dai înapoi la Dumnezeu. Ce ai făcut cu sufletul tău? Ei, s-a gătat slujba de mormântare, am plecat acasă, la un moment dat mă întâlnesc cu el prin sat, eu trecem cu căruța, cu calul încolo, mi-a plăcut îndemnul la Ios, cu lucerna, cu Ios, aceana. Dar mă mai spun ceva. Am mulți ani de zile de când n-a lipsit niciodată la adunare. Aleluia. Mulți ani de zile, niciodată n-a lipsit la adunare. Ei, eu mergeam cu carul încolo, el mergea cu carul invers. Se oprește și îmi spune, băi băiete, eu am fost la mormântare la Ion. Eu, bă, George, să te-am văzut. Măi, am un suflet, mă, o dat un bici în cal și o plecat. Mi-a părut bine că s-a dus. Ca să nu se iei de mine. Aproape la un an de zile mă întâlnesc pe jos. El mergea în coace, eu îl ocolesc,
Dumnezeu, Pastor George, băi, vine cu așa la mine. Te-ai dus ca un elev în clasa întâi în fața directorului. Da, Pastor Georgiță. Băi, băiete, eu am fost la mormânt tare la Ion. Băi, știi ce s-a spus acolo? Că am un suflet, măi, și că trebuie să-l dau înapoi. Băi, băiete, tu știi ce nisi eu? Te știu, Pastor Georgiță. Băi, cum dau eu sufletul ăsta înapoi? Mi-a venit un pic de curaj și a spus, Pastor Georgiță, mă, tare trebuie să te pocăiești. În prima duminică omul a intrat pe ușă, cât ușa de mare. Aleluia. În adunare a spus, băi, oameni buni, nu-i de glumă. Eu am un suflet, trebuie să-l dau înapoi la Dumnezeu. Aleluia. Omul ăsta s-a pocăit. O lua botezul. Mergeau tineri la noi în vizită și eu spuneam, băi, aveți grijă, e pocăit bine? Da, e pocăit bine. Îi citea din Scriptură și el îi spunea, măi băieți, dar asta ce înseamnă? Și copiii noștri, era profesorul lui, a îngăduit domnul o boală, o suferi puțin și a murit. Înainte de a muri, el se lăuda și spunea la toți, eu mi-am rezolvat problema sufletului. Eu cu sufletul am rezolvat-o. Eu întreb pe toți care suntem aici, noi ne-am rezolvat problema sufletului? Că tare mai mor oameni și în România și în Ucraina și peste tot, statisticile sunt crude. Toți oamenii care se nasc, toți mor. O trăit unul aproape 1000 de ani, îl chema Metusala, și a murit și el. Ieri am fost la o mormântare la un frate de 92 de ani. În Iaslovăț am fost nu demult la o mormântare la un frate, fie vreo 3 luni. Am întrebat câți ani avea fratele? 104 ani și 20 de zile. Toți oamenii mor. La Plopeni am fost la o mormântare, doi băieți frați de corp, unul de 19 ani și unul de 20. Acum 3-4 duminici am fost la o mormântare, o mamă la 20 de copii. Nu vă spun cum arăta mormântarea, când 19 copii care erau în viață, erau toți așa în jurul sicriului și plângeau. Toți oamenii mor. Într-o zi voi muri și eu dacă nu vine Domnul pe norii cerului. Într-o zi vei muri și tu, nu știm când. Dar întrebarea care o am, ți-ai rezolvat problema sufletului? În vasul ăsta de lut noi purtăm o comoară, ceva scump dat de la Dumnezeu. Există două lumi. O lume a materiei și o lume a spiritului. Există doi oameni, omul de afară și omul din lăuntru. Aș vrea în seara aceasta Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciune, să gândim mai mult la sfârșitul vieții noastre. Amin. Și să ne punem problema dacă ne-am rezolvat cu omul din lăuntru. Noi la lumea din afară, la lumea materială, ne raportăm prin cele 5 simțuri care le avem. Că avem văz și auz și miros și gust și simț tactil. Așa ne raportăm noi la mediul înconjurător. În lumea spirituală, ne raportăm prin credință, prin Duhul Sfânt care ne călăuzește, da? Că în Iov 10:4 avem ochi de carne, iar în Efeseni 1:18 avem ochii inime. Omul de afară se raportează cu ochii ăștia de carne, dar omul duhovnicesc are ochi în inima lui. Dumnezeu să ne dea multă, multă înțelepciune în seara asta. Și întotdeauna, frații mei, să ne gândim la lucrurile acestea. Există totuși un moment în care se interferează cumva vis-a-vis de imagine, de simțul cromatic. Un moment în care vine Pavel și face un enunț. Enunțul o teorie care a fost pentru unii ridicol, pentru unii ironic în vremea aceea. Și spunea în Evrei, capitolul 11, versetul 3, prin credință noi pricepem că tot ce se vede a fost făcut din lucru care nu se văd. Și au râs oamenii, au râs din teoria asta lui Pavel, până când au venit Lavoisier, Marie Curie, până au venit filozofii ăștia, au cercetat starea de agregare a materiei, au văzut că materia asta care e așa, îi vedem aici, eu văd o scândură, dar oamenii ăștia de știință au zis că aici sunt molecule, moleculele din atomi, atomii proton, neutron, știți, nu?
sarcini pozitive, negative. Acum eu vă rog, arătați-mi, vă rog, atomii din scândura asta. Aveți dreptate, Pavel? Când tot ceea ce se vede din lucru care nu se văd. De unde o știu, Pavel? De la Creatorul. Aleluia. Numele Lui să fie binecuvântat. Frații mei, noi ca și oameni avem două momente de referință. Momentul când ne naștem și momentul în care murim. Aici ne petrecem noi viața terestră. În momentul în care am venit în lumea aceasta și în momentul în care plecăm din lumea aceasta. Și aici, în viața asta, mai scurtă sau mai lungă, avem o șansă extraordinară să ne proiectăm o veșnicie binecuvântată. Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că expresia din Tesaloniceni 4 cu 17, când spune Pavel, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Expresia aceasta nu-i legitimă în momentul acesta. Nu se pretează, nu are loc în viața asta. Totdeauna cu Domnul. Asta expresie își are valabilitatea după revenirea Domnului. Pentru că noi, sau voi face școală, da? Dar nu face școală totdeauna. Nu face nimeni școală totdeauna. Noi mergem la servici, dar nu lucrăm totdeauna. Noi ne căsătorim, dar nu pe totdeauna. Noi beneficiem de pensie, eu sunt de 9 ani la pensie, cât bătrân. Dar n-am să eu pensii totdeauna, că expresia asta totdeauna nu-i pentru pământ. Expresia asta totdeauna se aplică după ce vine Domnul și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Pentru că timpul e o invenție a lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu, când a vrut să aducă pe oameni în ființă, i-a așezat într-o diagramă cu două coordonate, spațiu și timp. Eu m-am născut acum 60 și ceva de ani în Bosan și lângă Suceava. Dar timpul, spun, în numai pe perioada asta, natura lui Dumnezeu este altfel, se cheamă veșnicie. El e fără început, fără sfârșit. El e Alfa, El e Omega, El e Dumnezeu. În rai nu o să fie ceasuri, în rai nu o să fie calendare agățate pe perete. Acolo e altă formă existentă, se cheamă veșnicia. Noțiunea de timp va dispare, ea e pentru noi, pentru oameni. Eu am trăit, m-am născut într-o dată și mor într-o dată. În momentul când vine Domnul, dispare noțiunea asta. Începe veșnicia. O veșnicie, o viață veșnică. Dumnezeu să ne ajute să fim fericiți în viața veșnică. Frații mei, când vorbim de lucruri trecătoare și de lucruri veșnice, trecători suntem noi. Eu sunt trecător și voi toți. La noi avem un frate care începe slujba de mormântare, iubiți trecător pe drumul scurt al vieții. Asta e formula lui de începere și îmi place când începe așa. Noi suntem trecători, că ne trece puterea. În fiecare dimineață sunt mai bătrân și mai greoi. Am fost tânăr ca voi. Când eram ca voi, nu mă gândeam la moarte, poate numai când auzeam o predică. După aceea am început să mă gândesc așa odată la o lună. Acum mă gândesc mai des, aproape în fiecare zi mă gândesc. Dar dacă astăzi mor, că puterea ne se duce. Acum voi sunteți tari, dar când încep să faci planificări la doctor și la stomatolog mai des, spunea omul lui Dumnezeu, vedem cum ne se duc ani. Și vedem cum ne se duc. Trecerea prin ani este vizibilă și noi vedem că puterea ne se trece, fraților. Trece puterea. Spune Eclesiastul că tinereța, zorii vieții sunt trecători. În momentul când mi-a dat decizia de pensie, dintr-o dată mi-am adus aminte de prima zi de școală. Cu ghiozdanul în spate, cu un băieț, cu un vecin de mână, că atunci era tare severă școala.
doi câte doi, așa ea, nu știu de ce. Și unii mă felicitau și altul întreba, domn Dragoș, după pensie ce vine, știi? Știu, știu, nu trebuie să mă spuneți voi, că ce vine după pensie. Dar tinerețea, am avut și eu 15 ani, 17 ani, și 20, și 30, am trecut de 60, tinerețea și zorii vieții trec. Și tata a trecut de 80 ceva de ani, spunea aproape în fiecare zi, băi băiete, viața trece mai repede decât ne gândim noi. Dintr-o dată constați că ești bătrân, că ești cocoșat, că nu mai ai putere. Noi suntem trecători. Chiar sentimentele noastre trec, fraților. Sentimentele noastre, că sunt amărăciuni, sau sunt bucurii, sau sunt stări de euforie, toate trec. Și necazurile noastre trec. Știți dumneavoastră ce spune Talmudul vis-a-vis de întâmplarea cu David? Că a chemat un bijutier la el și a spus să-ți dau un inel, scrie-mi ceva pe el, când voi fi foarte bucuros, să mă uit și să mă întristez. Și când voi fi foarte supărat, să mă uit și să mă bucur. Și bijutierul, probabil om înțelept, i-a gravat acolo o expresie. Și aceasta va trece. A trece. Și ne trec și necazurile, ne trec și bucuriile, că viața este trecătoare. Viața e trecătoare. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta. Trec bogățiile lumii. Citeam undeva că cel mai mare consumator de fier din lume este rugina. Rugina e cel mai mare consumator. Și Domnul spune, strângeți-vă comori care nu ruginesc. Le fură hoță, le sapă, mănâncă molea. Eu vin dintr-o familie în care mama și surorile mele și nevasta mea de mai târziu erau țesătoare, țeseau covoare. Eu, ca Ion Torcălău, din amintiri de copii, știu să țes covoare, poate mai bine ca surorile, deci, că am țesut la viața mea. Și când nevasta s-a măritat, a avut zestre, și când surorile mele s-au măritat, au avut teancuri de covoare. Și odată sora mi-a scuturat covoarele cele și când o dat de două ori așa, o sări numai moli din ele, verzi, roșu, albat, așa cum era lâna colorată. Nu mai pune nimeni covoarele celea. Oamenii s-au cumințit, pun grese pe jos, pun un tablou pe perete și asta e... Nu mai sunt covoarele celea. Sunt mai cei mai sori mea cu covoarele astea? E cum scrie în Biblie. Le mănâncă molea, le sapă hoță, le mănâncă rugina. Eu am casă, am gospodărie, n-am gătat-o de făcut. De 40 de ani tot fac și când termin într-o parte, trebuie să încep de dincolo. Există degradarea asta. Astea toate trec, frații mei. Nu e așa că trec și la Șântereag? Trec toate și aici. O rânduire sociale trec. Marile imperii ale lumii, viziunea cei care au văzut-o, Daniel, cu împărății și cu împărați, toate trec. Eu am fost un pic așa preocupat, am citit prin istorie, am fost surprins de grandoarea Babilonului, cetatea aceea, invicibilă. Și când citești ce ziduri înalte, cât de late, ce temple la zeul Marduk, ce era acolo, ce civilizație extraordinară. Era o cetate care nu se putea cuceri, frații mei. Efectiv, teoretic, nu se putea cuceri. Și-a venit un rob, un proroc din Israel și-a spus Babilonul va fi cucerit. Isaia striga, a căzut, a căzut Babilonul cel mare. Când treceam pe acolo era numai o săgeată înspre Babilon. O ajuns o locuință a șacalelor, a bufnițelor, a duhurilor necurate. Arabul nu-și întinde cortul acolo. De ce? O trecut Babilonul. Și câte civilizații n-au trecut. Citeam despre Tir, 13 ani au fost asediat în mod continuu. Era o cetate la care n-am putea să ajungi, era pe un vârf de munte. Și după 13 ani, Tirul a căzut. A căzut și Tirul a căzut. Unde-i Mussolini? Unde-i Hitler? Unde-i Stalin? Unde-i Ceaușescu? Unde-i mari dictatori ai lumii? Spuneți-mi unde-s. Nu mai sunt. Că și orânduirile sociale și împărățiile lumii și mare împărața lumii, toți au trecut. Sunt aici ca să spun că și tu treci. Și eu trec și noi toți trecem.
că noi suntem trecători pe drumul scurt al vieții. Și vine cuvântul Domnului acum și spune, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, că astea trec. Ne uităm la lucrurile care nu se văd, pentru că astea sunt veșnice. Care lucruri sunt veșnice? Poate ar trebui să facem o prioritate, să ne uităm la lucrurile astea. Iuda 20:21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viață veșnică, scrie acolo. Există, frații mei, o viață veșnică. Oare ea oricum e veșnică? Ori în Apocalipsa 14:11 spune și fumul chinului se ridică în veci de veci, ori vei fi acolo, ori Isaia 35:10 și o bucurie veșnică le va încoruna fruntea. Când ai gătat aici, când îți aruncă trupul în groapă și dă pământ peste el, sufletul tău în veșnicie va fi într-un chin veșnic sau într-o fericire veșnică. Și cât e de important că în seara asta la șintereag poți să-ți faci rost de viața veșnică. Și poți în viața ta să așezi în mod corect prioritățile vieții. De prea multe ori ne uităm la lucrurile trecătoare. De prea multe ori. Asta am mai spus-o la niște frați, nu la voi. Dar acum cu internetul ăsta se aude peste tot. Am fost în America, ne-a luat cineva acasă, avea o casă cu 6 intrări principale, mare casă. Acolo e cu acri, nu știu cum e câți acri, un teren mare, fântână, arteziene. Și omul s-a lăudat cu casa, eu îi cunosc familia din Bucovina. Acolo mi-am pierdut păpuși, m-am rătăcit, că i-am pus la o ușă și nu i-am găsit. O zic, un frate Dragoș, pe acolo a intrat. Și când îmi spunea el așa și s-a lăudat cu casa lui, eu am spus, frate, da, am și eu o casă, doar nu stau sub pot la ei. Am și eu o casă, știi că e diferența între casa mea și a ta? Și am zis, care, frate? Zic, când o să ardă toată lumea, de la dumitale o să ies un pic de fum, mai mult decât la mine. Nu i-a plăcut răspunsul meu. A, da, bine, frate, da, da, da. Că el era tot în euforia aceea că e tare gospodar. Frații mei, spune Apostolul Petru că va fi un cataclism cosmic. Cerul va trece cu trosnete, pământul și întereagul cu tot ce este pe el va arde și trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Ce ai să faci atunci? Ce fel de oameni? Ce fel de oameni pentru o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbând ziua venirii Domnului Iisus? Doamne, ajută din aceasta! Eu v-am spus, nu sunt evanghelist, eu vreau să vorbesc cu frații mei care merg pe calea pocăinței de ani și ani de zile. Și de multe ori parcă diavolul ne-a deviat. Eu ani de zile am fost mecanic locomotivă. Treceam cu trenul și pe aici, pe la dumneavoastră. Și acolo există acu și contra-acu. Diferența acolo e de câțiva milimetri. Numai vine un acar sau impiegatul și se întoarce acu și în loc să merge încolo, așa în timp ajunge în partea cealaltă. Noi ne-am pornit spre rai, frații mei. Ne-am pornit spre viață veșnică. De-i Domnul acolo să ajungem. Amin. Nu cumva în viața noastră, de ani și ani de pocăință, să ne înșele diavolul și să ne troiască un alt drum și o altă direcție. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Eu știu că astea sunt trecătoare. Ne uităm la cele care nu se văd, că sunt veșnice. Amin. Și noi avem o viață veșnică. Și în Apocalipsa 14:6 a văzut Ioan un înger așa care zbura pe mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Și evanghelia asta a ajuns la șintereale. Și eu te întreb, de câte ori o citești? Cum ne raportăm noi la evanghelie? Aici e cuvântul lui Dumnezeu. E scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu trimisă vouă. Cât interes aveți pentru evanghelie? Psalmul 33 cu versetul 6, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9, el poruncește și ce poruncește, ia ființă. Aleluia. Luca 1:37, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvântul meu nu va trece. Aleluia. Când ați citit ultima dată în Scriptură? Așa-i.
Aveți acasă internet? Ce de astea de socializare, că eu nu le știu tare bine. Eu mă lupt și eu cu băieții mei, să știți, cu fetele de la mine. Așa. Acum, la ora actuală, o informație înconjoară pământul într-o secundă. Eu predicam odată în America, eram în America, m-a luat un frate și mi-a dat clătite cu mac. N-am mâncat niciodată, buni erau. Și eu sunt mâncăcios, să se vede, nu? Dar păstorul de acolo, fratele Jănică, rusul păstorul, cum o chema domnul acasă, îmi spune, frate, dragul, și eu am să-ți dau, dar vezi că de la mac adorm, tare te moleșește macul ăsta. Și avem de mine la adunare. Mă duc la adunare, încep să predic, să te iau așa. Și am întrebat, măi, oameni buni, eu am mâncat clătite cu mac, dar voi toți ați mâncat clătite cu mac? Ce cu starea asta la voi? Termin predica, primesc telefon de acasă. Ce ai mâncat, măi? Dar de unde știi? Mă, ai grijă ce spui, că tot se aude. La ora actuală o informație circulă pe globul pământesc roată. Dar de Biblie ne facem timp? De Scriptură ne facem timp? Vin frații noștri cu program de citire a Scripturii în luni, marți, miercuri, în ianuarie, în februarie. Noi avem un frate, am avut un om al lui Dumnezeu, tata 11 copii, un presbiter deosebit de util în adunare. Dintr-o dată Domnul l-a chemat acasă, au rămas 11 copii orfani, numai unul căsătorit, 10 s-a acasă încă. Dar el ne-a povestit că odată a ieșit de la adunare și a luat o bătrână, o vădvă. Soră, hai să te duc acasă cu mașina. S-a urcat sora în mașină, era prin luna februarie, martie, nu mai știu exact, și spune, soră, ce mai faci? Măi, frate, Sami, ce să fac? De la începutul anului m-am apucat să citesc Biblia. Vreau să citesc toată Biblia de la cap la coadă. Dar el spune, da și eu, de la 1 ianuarie, tot așa, voi ce coincidență. Soră, matale, pe unde ești? Ea nu mai știu exact, era pe nou, la Efeseni a ajuns. Întreabă, da tu? O să eu nu eram mai spus, eu nu știu dacă eram pe la Levetic ajuns. Și rușine era că un păstor ajunsese la Levetic, hai că unii nu știți unde Leveticul văd, așa, iar sora bătrână termina Scriptura. Cum ne raportăm față în Scriptură? Că asta e veșnică. Cu asta ne întâlnim și dincolo, cu Evanghelia, cu vestea bună. Doamne, dă-ne pocăință! Ne propunem în seara asta să citim mai mult din Scriptură? Dacă da, venirea mea e benefică. În un verset mai jos, nu mă spune, 2 Corinteni 5:1. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem în cer la Dumnezeu o clădire care nu e făcută de mâini, ci este veșnică. Eu, cu cât cobor, eu am coborât, trec de amiază, cobor așa, pantă la vale, tot mă gândesc la casa aceea de dincolo, oare cum arată? Oare cum arată casa mea dincolo? Odată un frate din Italia îmi povestea că un păstor din Italia, la 84 de ani, spunea el că avea avut așa ca o răpire și a fost răpit în raiul lui Dumnezeu și acolo i-a arătat ce e acolo, dar i-a arătat așa ca să înțeleagă el omenește. O văzut niște case mari, ca niște palate, m-a întrebat pe îngerul, dar a cui e asta? Păi asta e a lui David. Dar asta e a lui Avram. Dar zic, era ca un cartier în construcție și se lucra, unii construiau acolo, dar au văzut acolo o casă ca abandonată. Și el s-a mirat, mă, în rai casă părăsită. El, lucrarea era ca să înțeleagă omul, că în rai nu e așa. Și a spus, Doamne, dar cu asta ce? Și că ăsta s-a apucat să-și facă o casă aici, are 11 ani de când nu a mai făcut nimic la ea. Acum eu mă întreb, la casa noastră din cer mai lucrăm? Există în lumea asta bănci care convertesc valuta pământească în valută cerească. Că noi nu putem, eu nu pot trimite un sac de cartofi în cer și un sac de grâu sau un braț de lucernă de-a dumitale. Așa. Nu pot o trimite. Dar sunt bănci care convertesc. Știi cum se cheamă, nu știu la Sintereac dacă este o bancă de asta, se cheamă Casa Văduvei, a orfanului, a săracului, când ai ultima depunere. Ultima depunere, când ai trimis ceva pentru casa de dincolo. Ați avut ocazia, poate, cu refugiață.
La centrul Emaus, când am vizitat centrul de refugiați, mi-au spus, frate, aici au trecut peste 1000 de oameni până acum. Adunarea noastră s-a implicat. Au făcut mâncare, că trebuie mâncare făcută. La noi în familie au venit mulți refugiați. La un moment dat am avut traducători, se traduceam în căști. Până când au spus, dați-ne și nouă două ori și am dat de la două la patru, s-a dus, erau vreo 50 în limba ucraineană, familii cu 10 copii, cu păstori. Am fost la vamă ca să văd chipul, am vorbit cu cei care veneau. Când în același Matei 25, la judecata viitoare, spune că am fost străin și m-ați primit. Aleluia. Avem ocazia să facem bine, fraților. Aleluia. Eu sunt bine încredințat că aveți gânduri bune și intenții bune. Că odată veneam în coace și la intrarea în Bistrița era o, așa, o colibă, nu colibă, asta e mai la rudimentar, ca un chioșc, așa, era un cort, așa un cort, și scria Biserica Sfânta Trăimii Bistrița. Și eu am tras pe dreapta și am oprit și am spus, dacă nu știu limba ucraineană, îmi da și mie ceva? O zic, frate Dragoș, tu ești, fugeau cu mine, băi, nu eu, că nu sunt ucrainean, dă-te banane, apă, zic, nu, eu sunt român, nu eu nimic de la voi. Și am plecat mai departe, știu că v-ați implicat. Dar avem ocazia, Dumnezeu ne dă niște fapte bune ca noi să umblăm în ele. Așa spune Efeseni 2:10, că Dumnezeu ne-a zidit pentru faptele bune ca să umblăm în ele. Amin. Dumnezeu să ne ajute la asta. Când era criză în 2008, să lași ceasul să-l văd. Când eram în Spania, criza în 2008, am fost cu un frate proroc, într-o familie cu mai mulți copii, și prorocul nostru are o vedenie și spune, frate, am văzut un drum pe care mergeai tu cu familia și din loc în loc aveai așa niște grămăjoare cu binecuvântări. Și când consumai una de ceea, te gândești, ce fac de acum? Domnul te duce la o altă binecuvântare, nu-ți da mult, nu știu de ce. Nu-ți da mult, dar din binecuvântare în binecuvântare și ai pâinea aceea de toate zilele. Frate, a început a plânge, eu spun, frate, am rămas până la limite, că nu mai avem bani de pâine, bani de chirie. Și mă suna un spaniol, frate, nu vrei să-mi pui niște grese pe o terasă? Și când gătam, frate, nu vrei să-mi montez un întrerupător și un mic? Și a spus că n-am dus foame, n-am făcut foame. Ei, tot așa, la cei din Șintereag, Domnul i-a trasat un drum cu ocazii să facă bine. Niște fapte bune pregătite ca noi să umblăm, să trecem în ele. Nu mă pricep tare la sport, am mai fugit eu când eram mai tânăr, nu mai pot fugi. Dar știu că fotbaliștii, ăia buni sunt care driblează. Știți ce e? Care sunt băieți tineri aici? Că eram odată în Alba Iulie, și nu știu ce spuneam de fotbal, măi fraților, noi suntem chemați să jucăm fotbal. Nu știu, cred că și la Alba Iulie aveți echipă în divizia. De un băiet, nu frate, a căzut în bia anul trecut. Și o râsteță adunare că s-a dat singur de gol, că era chibit. Ei, la fotbal există mișcările de fandare, cum e slalom uriaș la schiuri. Li fentăm ocaziile astea. Când Domnul ne-a spus, măi, du-te și du acolo ceva. Fratele Beraru, de la Rădăuț era venit după o zi obositoare, s-a plecat pe genunchi și spune la nevastă, vreau să mă rog să mă culc. Și în timpul rugăciunii Domnul îi spune, pune mâncare, du-te pe strada cu tare, la familia cu tare, că am niște copii care strigă să le dau mâncare. Fratele Birar era un deosebit de credincios și o relație bună cu Dumnezeu. Și îi spune, Doamne, dar în parte ce e de Rădăuț, nu sunt pocăiți mai aproape? Și Domnul îi spune, sunt. Dar ei nu mă ascultă așa ca tine. Și fratele a luat plasa, s-a dus cu nevasta, a rămas nevasta la poartă cu plăsări, el s-a dus, a uitat pe geam. Mama și cu mulți copii erau pe genunchi și se rugau. Tata era în spital bolnav de cancer. Domnul l-a adus pe fratele acasă, l-a vindecat de cancer și fratele a spus, măi, m-a trimis Dumnezeu. Eu pregătit niște fapte bune ca să umble în ele. Umblăm în faptele bune care ne le-a pregătit Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În asta stă și pocăința noastră. Există lucruri care trec. Așa de multe ori ne atrag privirile. Coloritul ăsta frumos, chipul veacului acestuia, ne încântă, simțul cromatic, îi atras înspre lucrurile astea. Dar lucrurile astea trec, frații mei.
Ar trebui să ne uităm la lucrurile de valoare, acele care nu se văd prin firea asta, acele sunt veșnice și cu acele ne-am bucura. Există, frații mei, o împărăție care nu se clatină. Să ne arătăm dar mulțumitor. Aleluia. Și Domnul să ne ajute la asta. Mă uit la ceasca, ceasul a trecut. La început nu știam ce să predic. Dar de la Domnul am primit cuvântul ăsta. Până la urmă, hotărârea lui Dumnezeu este asta. Toate lucrurile care se văd sunt trecătoare. Și acele care nu se văd, legate de Duhul, acele lucruri sunt veșnici. Și mai există și un raport de subordonare. În ochii lui Dumnezeu, mai importante sunt lucrurile veșnice. Mai urgente sunt pentru noi lucrurile trecătoare. Că avem și noi copii. Eu am băieți copii la facultate, la liceu și în școala generală. Cine nu îngrijește de a lui, îi mai rău ca un necredincios. Deci noi îngrijim de familiile noastre, noi nu încurajăm lenea. Cât proverbe, 6:6, cât scrie, leneșule, du-te la furnică. Noi încurajăm hărnicia. Că odată a avut loc o căsătorie și băiatul era cam rotunjor, prea rotunjor pentru banii lui, dar nu de asta e vorba. Se spunea că nu face treabă. Nu face treabă. Nu se dă la muncă. Și eu i-am spus, măi băiete, noi suntem de la țară, du-te, dă cu piciorul într-un mușuroi de furnici, stârnește-le. Și dacă vezi o furnică la amiază că doarme așa cu mâinile sub cap, eu te hrănesc pe tine toată viața. Eu încă n-am văzut o furnică moșuroi să doarmă. Ei, și atunci noi încurajăm hărnicia și munca, că cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar hai să ne așezăm prioritățile vieții în mod corect. Amin. În Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri ni se dau pe deasupra. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mă opresc din predicare. Am avut un gând pentru voi, pentru prietenii dacă sunt, că vine o zi a socotelilor, vine o zi a judecății. Preocuparea noastră ar trebui să fie pentru lucrurile sfinte, pentru împărăția lui Dumnezeu. Că până la urmă ce au vecinii noștri? Când m-am dus la vamă, era o femeie, trăgea un cărucior după ea. Și am întrebat, Doamne, de unde ești? Din Herța sunt. Zic, știi unde? Am fost la adunare la Herța. Herța e la dâns și fundul Herță e peste deal la noi, care eu sunt din zonă, mai cunosc mai mult. Și m-a tali, unde vrei să mergi? Nu merg nicăieri, Domnule. Eu m-am dus o nică, vine un băiet din Belgia și o iei. Eu mă duc înapoi, am părinți amândoi bolnavi și bărbat acolo. Unde să mă duc? Mă duc și dacă mor, mor. Altă femeie îmi spunea, când am fugit cu o geantă în mână, am dat drumul la câinii din legătoare. Aveam vite în graj, le-am deslegat și le-am dat drumul să nu moară de foame la iesle. Iar eu am venit în România cu traistea asta. Până la urmă, sunt lucrurile astea trecătoare? Sunt lucruri trecătoare. Dar sunt lucruri mai importante, care sunt veșnice și cu care ne-am întâlnit împărăția lui Dumnezeu. Doresc în seara aceasta. Eu ceea ce v-am spus dumneavoastră știți. Eu v-am amintit că când eram la școală spunea o profesoară că repetiția e mama învățăturii. V-am repetat aceste lucruri. Nu ne punem încrederea în lucrurile acestea trecătoare. Noi avem ochii spre răsplătirile Domnului, spre lucrurile care nu-ți văd acolo, când-ți duhovnicești, dar într-o zi o moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.